Bună ziua, prieteni, bună ziua, dușmani, sunt al noastră Costi Mihai, șeful departamentului sport al cotidianului Jurnal de Dâmbovița și realizatorul emisiunii Sport Show aici la Columna TV. Am revenit după o săptămână de concediu, o perioadă scurtă, dar binevenită, mi-am încărcat puțin bateriile, atât pe micul ecran cât și la Jurnal de Dâmbovița. Titlul de emisiune, fotbal între viață și moarte, am spus noi, pentru că se întâmplă lucruri triste în fotbalul județean, pe care le vom comenta în această după-amiază. Față de formula inițială de invitații, a apărut o mică problemă. Domnul doctor Aurelian Filip, șeful centrului medical al IPJ Dâmbovița, nu a putut ajunge, este într-o videoconferință cu domnul Raed Arafat. Să sperăm că îl vom reuși să-l preluăm telefonic, dar a acceptat și a onorat această invitație. Din după amiaza de astăzi, Adrian Bogoi, fotbalist cu peste 200 de prezențe în Liga 1, în prezent antrenor. Adrian, îmi permis să vorbesc la pertu, ce vă să spun. Bine ai revenit la această emisiune și îți mulțumesc că ești din nou aici. Bună seara telespectatorilor și mulțumesc de invitație. Avem foarte multe subiecte de dezbătut și am ținut să am alături o voce autorizată, echilibrată și cu păreri interesante. Noi am vorbit și la meciul Chindiei de sâmbătă. Vom continua aici discuțiile de acolo. Haideți să începem cu acest eveniment trist. Nu mai departe de săptămâna trecută, antrenorul jucător al echipei Pomicula, Raciu Ștefan Manea, câine, cum îl cunoșteam cu toții, a decedat pe terenul de fotbal la un meci cu Sportul Mogoșean, un meci aparent banal. El a suferit acolo un preinfarct, de fapt am zis că a avut un preinfarct repetat și s-a prăbușit pe teren, a venit ambulanța, l-a transportat către spital, dar nu a mai putut face nimic. Din păcate, iată, la 43 de ani, Ștefan Manea ne-a părăsit pe terenul de fotbal, acolo unde s-a simțit cel mai bine, acolo unde a fost cel mai drag, dar foarte devreme a plecat dintre noi, iar durerea este mare. Tu l-ai prins pe Fane Manea la Chindia Târgoviște? Nu. Am înțeles că el a venit de la Văcărești spre Oțelul Târgoviște, adus de domnul Silviu Dumitrescu. Cred că tu ele la Rapid. Nu rețin încă. Nu i-am văzut, tot am căutat prin presă, nu am văzut o poză de-a lui, dar ce pot să spun, este un eveniment trist. Tot așa ce am citit prin presă, o zi înainte, făcuse încă un preinfarct și pentru mine inexplicabil că a doua zi el s-a băgat la joc. Nu a cunoscut. Nu a știut. Nu a cunoscut, da, că a suferit acel preinfarct cu două zile înainte, într-o zi de vineri. Tocmai de aceea o să încercăm să preluăm pe telefon pe delegatul echipei din Raciu și cel mai bun prieten al lui, regretatului Fane Manea. De oricum, la Cimentul Fiind a jucat o bună perioadă, a fost capitanul echipei într-o echipă unde evoluau Boștin, Robert Niță, Eusebiu Tudor. Am bună evoluat Ștefan Manea pentru Cimentul Fienii și a întrerupt fotbalul de performanță tocmai datorită unor recomandări ale medicilor pe probleme cardiace. Da, fotbalul de performanță presupune și foarte multe controle medicale. La fiecare 6 luni sportivii sunt duși la centrul de medicină sportivă, unde mi se spune că sunt apți, sunt sănătoși, perfect sănătoși pentru sportul de performanță sau trebuie să renunțe. Am înțeles că a avut probleme, i s-a și recomandat să stea. Mai multe nu pot să spun. Îmi pare rău că nu este domnul doctor aici, era o voce avizată, să spună, dar se întâmplă necazuri care pot fi evitate. O să încercăm să vorbim și cu domnul doctor Aurelian Filip. Am discutat și cu domnul Vasile Silaghi, preparatorul fizic al vostru de la Chindia Târgoviște, și dumnealui a acceptat să intre direct telefonic, dar i-a jucat pe colegi până una alta să-l contacteze pe domnul Dumitru Năstase, delegatul celor de la Pomicul Araciu, să ne povestească puțin cum a fost acolo. Până atunci, Adi, te-aș ruga să vorbești puțin și despre generația ta, micului Ax, pentru că, din nefericire,
sunt mulți dintre colegii tăi care nu au părăsit. Unii știm foarte bine pe un accident de circulație atunci Liță și Igescu, dar au fost și câțiva care au avut morți subite, vorba de Cătălin Hâltan, știm cu toții fostul capitan al celor de la Dinamo București, la fel și Baicu, dacă nu mă înșel. Da, și Baicu. Baicu a murit după ce se lăsase de sport, avea probleme cardiace, chiar atunci când era fotbalist, juca sub semnătură, i se recomandase să înceteze să mai practice sportul de performanță. În schimb, Hâldan era angrenat într-un circuit al unei echipe mari, un profesionist adevărat, unde se făceau controle medicale. Nu știu, nu am o explicație cum a putut să se întâmple o asemenea tragedie. Dar au fost multe discuții, s-a speculat mult pe seama acelor momente și acelor vremuri și a acelei echipe Miculoi Ajax, pentru că voi chiar aveați o formă fizică bună și se spunea că nu ar fi totuși, sau în spatele acestor evoluții extraordinare și acestor acestor parametri fizici ar sta o medicație a preparatului fizic domnul Silaghi. Da, probabil că am deranjat, că o echipă mică s-a impus foarte repede în sportul, în fotbalul de mare performanță. Am realizat în formula completă meciuri foarte bune. Să nu uităm că am învins la Târgoviște Rapid, am învins Craiova, am învins Timișoara, am învins Dinamo, echipe mari, și am început să le deranjăm. Mă bucur foarte mult că o să intre în direct și domnul Silaghi, care să vă spune concret ce medicamentație am luat noi atunci. Noi nu prea am avut medicamentații la Târgoviște pentru că nu aveam resurse. Medicamentele și vitaminele și alte povești se cumpără cu bani. În acea perioadă nu erau. Erau foarte puțini bani. Practic, noi luam niște vitamine care... Sunt convins. Haideți să vorbim puțin, te întrerup, să vorbim puțin cu domnul Dumitru Năstase, delegatul celor de la Pumicul Araciu. Bună ziua, domnul Năstase! Bună ziua! Sper că ne auziți. Alături de mine în studio este și Adrian Bogoi, fostă gloria fotbalului târgoviștean, Chindia Târgoviște, Rapid București, Pandurii Târgu Jiu, Gazmetan Media și... Un fost coleg al meu de la Geniuri. Foarte frumos să auzim aceste lucruri. Ne auziți bine în primul rând, vreau să știu dacă ne auziți bine. Vă aud foarte bine. Domnul Năstase, din păcate am ajuns în acest moment în care să povestim despre Ștefan Manea, colegul și prietenul dumneavoastră, și cred eu că ar trebui totuși tras un semnal de alarmă și ar trebui luate niște măsuri și la nivel de fotbal județean, pentru că, de ce nu, și aici se face efort, și aici este un meci de 90 de minute, se joacă în condiții normale și poate că este nevoie și în fotbalul județean de un control medical mai amănunțit. Dumneavoastră, ce părere aveți? Chiar asta am dorit și noi, să se facă un control medical la fiecare echipă, să vină personal fiecare la viza medicală, să aibă în totalitate controlul, că vedeți ce se întâmplă și se poate întâmpla în continuare, deoarece viza medicală s-a făcut la multe echipe sau se face în continuare la medicul de familie, care nu are, din păcate, aparatura respectivă pentru a verifica un jucător. Spuneți-mi, vă rog, la dumneavoastră, la echipă, cum se obțin aceste vize medicale? Deci s-au făcut vizele medicale, s-au făcut normal, la medicul de familie, cum s-au făcut și până acum. El chiar a făcut-o personal, că știa cât de cât că el are o vârstă și, mă rog, avea și ceva antecedente din urmă, dar toate s-au făcut personale, dar neavând, știți, și apărătoria de performanță și... Domnul Năstase, spuneți-mi și mie, vă rog, că nu cunosc cu toată sinceritatea și oamenii e bine să afle, să știe. Cum decurge o vizită medicală sau cum se obține această viză? Mergi la medicul de familie și ce îți face? Te controlează, te supune unor teste sau o spune un ștampil, atât? Da, pur și simplu te o tensiune, te atât, ce să... Mai mult de atât nu poate. Deci să te o tensiune și să îți verifice cu greutate și
Domnul Năstase, pentru o primărie, că vorbim de primării cele care investesc la echipă, domnule, un set de analiză la 15 jucători seniori, să spunem, cu electrocardiogramul sau cum se numește acolo, un control de ăsta cardiologic, eu cred că n-ar costa mai mult de câteva sute de lei. Eu și cred, sunt convins că primăriile pot face acest efort financiar încât să-și trimită jucătorii 10, 15, 20, să-și trimită la un control sumar, să spun, sau cel puțin la un control normal medical, pentru că, iată, se întâmplă astfel de nenorociri. Au fost contracost, deci vizele au fost contracost, au fost gratis, dar problema rămâne cu, v-am spus, nu au aparatură de specialitate și nu sunt chiar specialiști în așa ceva. Asta spun, se poate merge la o clinică, la spital, să faci niște analize normale. O clinică de sănătate care poate face cu aparate performante și care trebuie să meargă să ia toate pulsurile, toate, absolut tot, la fort, la efort, să depună efort, să depună... De-aia am ajuns aici, în situația în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Domnul Năstase, dar de ce credeți dumneavoastră că s-a prăpădit Ștefan Manea? Datorită efortului făcut fără un control amănunțit, ce să... Deci vă dați seama că nu putea să îi bușească aorta decât la un efort foarte, foarte mare. A fost și foarte cald în acea duminică. Da, a fost și cald, dar v-am zis, dacă avea viza medicală făcută la un medic de specialitate, cred că nu mai avea voie să intre, mă rog. Dar el s-a simțit rău înaintea meciului, în timpul meciului. Ați văzut ceva neregulă la el până atunci? Vineri seară chiar am jucat împreună la sală, am jucat o oră jumătate, n-a avut niciun fel de semne de așa ceva. Deci, pur și simplu, mai erau 3, 4, 5 minute maxim să termine meciul. Deci jucase încă un meci întreg. Vă dați seama. Dar am înțeles de la noastră, din declarația pe care ați transmis-o către ziarul nostru, el suferise de vineri un preinfarct despre care nu a știut. Au spus ei de la spital, când au fost, când i-am luat acolo, că i-au făcut o electrogramă și de acolo au dat că a dat, deci au văzut medicii că el a avut ceva de vineri, ar fi avut ceva, o formă de... Deci s-a văzut pe... Dar el acolo pe teren, am înțeles că i s-a făcut rău, s-a prăbușit practic pe gazon și s-a ridicat la un moment dat. L-am ridicat eu cu ajutorul meu, deci l-am ajutat și l-am dus pe margine. Dar durata a fost de 5-7 minute, circa 7 minute în care s-a stins. A venit ambulanța în timp util sau a întârziat? Circa 25 de minute, 20-25 de minute. Credeți că dacă ar fi fost o ambulanță acolo, dacă ar fi venit mai repede, dacă ar fi fost un specialist în medicină, l-ar fi salvat? Nu, din nefericire, cred că nu mai avea nicio șansă. I-a bușit aorta, deci arteria principală și i-a inundat corpul de sânge, deci nu mai, cred că nici operație, nici smurdul nu se putea face nimic. Dar... El cunoștea problemele astea medicale, cum juca pe semnătură, urma vreun tratament medicamentos? El a știut, a urmă cu mulți ani, când a jucat la Cimentul Fieni, a avut o vizită medicală după ce a murit atunci. Dan a făcut la București, a făcut vizita medicală și atunci a spus că are ceva probleme. Amnemie cardiacă, ca și acum, care a fost, deci... La deces acolo, asta a fost diagnosticul. Recomandarea medicilor a fost să nu mai evolueze la nivel de performanță, să nu mai facă efort, ceva de genul ăsta, nu? Da, să nu mai facă efort la nivel de performanță, da. Dar, cum am vorbit și mai devreme, și la aici, s-a alergat deci tot 90 de minute, tot în condiții de joc. Nu se depune chiar la Liga 1, dar oricum a fost efort foarte mare. Durerea este mare și acum șocul este imens. Am văzut că nu ați amânat meciul de duminica trecută, dar cred că nu ar trebui să cedați. Cred că în memoria lui echipa din Raciu trebuie să meargă mai departe.
o să poarte și stadionul numele lui, o să facem mai multe ce se poate în amintirea lui, dar a fost greu că vă dați seama și copiii ăștia care au fost în teren, că sunt mulți și copii, nu puteau să mai... Deci trebuie să trebuie o perioadă, măcar de 15 zile, ca să poată să intre în teren cu altă. Că deja s-au speriat, sunt traumatizați de șocul ăsta. Au fost chiar un șoc, vă dați seama. Am înțeles. Deci, știu că este greu, dar totuși... L-au văzut toți cu ochii lor când acolo, în cabină, aproape s-a țins. Păcat. Știu că este greu, dar aș vrea totuși să transmiteți un semnal, mai ales că emisiunea este foarte urmărită și oamenii sau da, reprezentanții altor echipe să înțeleagă totuși tragedia de la Raciu și... Nu știu, să facem ceva pentru a opri aceste nenorociri. Atât, asta ar trebui, deci vizita medicală, ar trebui toată lumea să facă la un medic de specialitate, undeva la spitalul județean, mă rog, la o clinică de specialitate, unde tot se facă personal. Că dacă o faci, deci dacă o făcea, a început de trei etape, nu? De două, trei etape. Dacă era făcută vizita medicală la un medic de specialitate, bănuiesc că acolo trebuia să apară ceva. Așa este. Domnule Stase, încă o dată vă transmit multă forță, multă putere să mergeți mai departe. La fel și familia are nevoie, mai ales familia are nevoie în acest moment de curaj, de putere și de multă, multă forță interioară pentru a aduce pe picioare această nenorocire. Ce pot să vă spun? Să aveți în continuare grijă de echipa de la Raciu, pentru că e o echipă cu tradiție acolo și să jucați, să purtați cu cinste numele lui Ștefan Marea. Pe mai departe, stadionul chiar merită să-i poarte numele și cred că nu, sunt convins că el nu va fi uitat niciodată în comunitatea din Raciu. Așa vrem și noi, așa vrem și noi, da. Bine, vă mulțumesc frumos și o emisiune și o zi bună în continuare. Numai bine. Greu. Greu, mărturisiri șocante. E durere mare, vă dați seama. Sunt 43 de ani. Foarte tânăr. De fotbal. Foarte tânăr. Asta că sunt tragedii care puteau fi evitate. Din cauza bugetelor echipelor se fac economii. Adrian, acum și cu bugetele astea, nu aș vrea să deranjez, nu aș vrea să reproșez nimănui, nu aș vrea să găsesc vinovați, pentru că e foarte ușor în aceste momente să găsești vinovați și foarte periculos să o faci. Dar consider că și cei de la echipe, și conducătorii de localități, de comunități acolo rurale și nu numai, ar trebui ca partea aia pe care o dau, că să fim serioși, și partea aia care merge la către AJF, pe anumite circuite unde trebuie să ajungă. Să satur căpușarea aia de acolo din Asociația Județeană, care oricum nu o să nu-i satur niciodată. Ar trebui că ceva trebuie rupt, o parte, o sumă trebuie ruptă, 400, 500, dar chiar o să mă interesez cât costă să faci un set de analize a 15 jucători și un electrocardiogram. Că nu cred că 500 de lei nu costă mult, sau uite cât costă viața unui om. Chiar și la nivel nimic, pentru că aici, atenție, la Liga 1 sunt controle amănunțite, au fizioterapeut, preparator fizic, medic, antrenor. Nu, te duci la Centrul de Medicină Sportivă la București. Sunt controle. Deci nu ai cum să joci oricum și să faci sport de performanță. Nu-ți dă avizul, practic. La nivel mai mic... Să revenim la generația voastră, la micul Ajax Chindia Târgoviște și aș vrea să spui, pentru că, într-adevăr, au apărut multe povești, au apărut multe discuții, speculații, comentarii legate de forma bună, de rezultatele pe care le-ați avut voi. Și spuneau că domnul Zilaghi venea cu niște medicamente. Eu am vorbit cu domnul și îmi spunea, domnule, ce aveam, un hepatoprotector, ce mai dădeam, o vitamine, cum am dat, nu puteam. Protectoare pentru fica și vitamine, altceva nu. Dar la toate echipele unde am fost, erau susținătoare de efort.
Plus că nu eram obligat să le luăm. Eu, în perioada la Târgoviște, chiar nu luam decât protecție pentru ficat, atâta. Cine vrea le lua, cine nu, nu. Iar faptul că nu ne-au dăunat este că mulți dintre colegii mei, inclusiv eu, am jucat până la 35 de ani am jucat fotbal. Deci o perioadă foarte lungă de... a fost cariera mea de fotbalist. Deci nu mi-a dăunat în niciun fel și toate tragediile care s-au întâmplat, chiar dacă au fost colegi cu noi la Târgoviște, nu s-au întâmplat aici la Târgoviște, s-au întâmplat în altă parte. De exemplu, Hâldan plecase la Târgoviște de 3 ani de zile. De 3 ani de zile. Și s-a întâmplat la un antrenament în cantonament de pregătire. Baicu, v-am spus, se știa problema lui, juca cu semnătură, chiar și la Târgoviște, cred că a jucat cu semnătură pe semnătura lui. Și tragedia s-a întâmplat la vreo 3 ani, 4 ani după ce se lăsase de fotbal. Baicu. Și au mai fost cazuri. În... Oricum, ați avut multă suferință pe generația voastră frumoasă. Ca mulți ne-au părăsit, chiar și Cezardin. Cezardin, un accident de mașină. Da. Păcat că jucătorii și oameni tineri care aveau toată viața înainte și erau considerate mari valori ale sportului s-au stins prematur. Da, haide să luăm o pauză publicitară, apoi o să revenim pe acest subiect și vom deschide și altele alături de Adrian Bogoie, plus că vom încerca și câteva și alte conversații prin telefon. Așadar, pauză și revenim la Sport Show. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos, pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște, de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Centrul Medical și de Recuperare Valerian Amed s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicina recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. A venit timpul să simți briza dimineții, să calci pe iarba proaspătă, să simți cum adie vântul prin păr, să te îmbeți cu parfumul florilor și să privești cerul. Vino la noi și reînvață să te bucuri de lucrurile simple. Viața merită trăită conștient. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007-2013. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm!
protejează-ți ochii de radiațiile ultraviolete. Oftal Sunlens te ajută cu ofertă pentru ochelari de soare de cele mai renumite marci din lume. Ray-Ban, Vogue, Lacoste, Soleado, Zeror, Richemont, Ferre, Ceruti, Iceberg, Gucci, Mercedes și Playlife. Pe lângă acestea, Oftal Sunlens oferă consultații optometrice, comercializare și montaj lentile și rame ochelari cu dioptrii și comercializare lentile contact estetice și dioptrii. Cu Oftal Sunlens ai grijă de ochii tăi. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine. În saloanele de lux și salon rustic, complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. SC Nelson SRL vă așteaptă pe strada Cărămidari în Târgoviște să vă achiziționați baterii Rombat. Compania Rombat SA este cel mai mare producător de baterii auto din România, cu sediul central în Bistrița. Este lider național încă din 1997. Portofoliul de produse include peste 60 de tipuri de baterii grupate în clasele Premier, Tornada, Ciclon, Pilot, Terra 2S, Forte, baterii Moto și multe altele. Rețeaua de servicii a companiei cuprinde de asemenea peste 100 de reprezentanțe în toată țara. A revenit în direct cu Adrian Bogoi la Sport Show. Adi, practic de când a jucat pe în prima ligă, Târgoviștea l-a mai călcat pe acolo. Cât sunt? 18 ani, cred. În 98, parcă. Din 98? S-a retrogradat și acolo am rămas. Divizia B, divizia C. Echipa, că tu ai mai jucat pe la Liga. Eu am plecat. În 98 am plecat la Pitești. Câte meciuri ai în Liga 1? 230 și ceva. 230? Cine te întrece dintre Dâmboviței? La selecții pe... Nu cred. Nu știu, știu din cei mai vechi. Chiriță a avut tot așa peste 200 de meciuri. Glăvan a avut, Cristi Bălașa are peste 200 de meciuri. Păcat, da, păcat că au trecut atâți ani și noi nu reușim să mai facem pasul în prima ligă. Dificil. Cum avem deja prima ligă de la un nivel foarte mare față de noi. Dar poate cu timpul, cine știe, mai avem și noi echipă în divizia. Te-am văzut la meciul cu Leva, l-am urmărit împreună meciul cu Olimpia Satu Mare. Cum ți s-a părut? Primul meci al meu după 3 ani de zile a fost. Primul meci oficial când am venit pe stadion. În momentul când am plecat de la Târgoviște, o perioadă n-am venit și apoi 2 ani de zile cât am stat la Târgu Jiu. Deci meciul cu Olimpia Satu Mare a fost primul meci oficial după 3 ani de zile. Și cum ți s-a părut? Dacă ne referim direct la meci, echipa a jucat bine, fără emoții, fără un meci fără istoric, care s-a o primă repriză chiar foarte bună și împotriva unui adversar, după informațiile mele, valoros, care totuși a avut și circunstanțe că în săptămâna premergătoare meciului a avut meci de cupă cu prelungiri, practic Satu Mare au venit, n-au putut să stea în picioare. Dar Târgoviște a fost mult peste adversarul direct. Sunt importante punctele care s-au luat, cele 3 puncte. Sunt foarte importante și punctele de Mioveni, pentru că, practic, în anul ăsta se joacă 2 campionate. Primul campionat până să intre în play-off și play-out și apoi începe un nou campionat, play-off-ul, echipele care intră în play-off și echipele care... rămân în play-out. Continuăm subiectul. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Vasile Silaghi. Bună ziua, domnul Silaghi! Bună seara! Ce mai faceți? Lucrez. Adrian Bogoi este alături de mine în platou. Sper că vă cunoașteți. Evident. Cred că vă cunoașteți. Evident. Unde lucrați? Am înțeles că aveți acolo, merge bine, tot cu fizioterapie sau ce aveți noastră? Fizioterapie, da. Mai repar și pe oamenii după stradă, nu numai pe sportivi. Domnul Silaghi,
Am ținut mult să vorbesc cu dumneavoastră în această seară și să transmitem un mesaj către public. Săptămâna trecută a decedat pe terenul de fotbal un fost jucător al Chindiei Târgoviște, fost capitan al Cimentului Fieni, Ștefan Manea Câine. Îl rețineți? Îl rețin și eu știu despre el că a avut niște probleme de sănătate tot la Cimentul Fieni pe vremea lui Radu II. Corect. Nu îi se dădea viză de la Centrul de Medicină Sportivă. De la institut, nu îi se dădea viză. Deci a avut probleme. Dar dumneavoastră l-ați prins la Chindia Târgoviște? Absolut. L-ați prins ca jucător la Chindia, nu? Da, sigur. Și tot așa la Chindia, la Chindia se știa că are probleme medicale? Nu, nu se știa. Păcat. Deci, atunci nu avea probleme, pentru că îi se dădea viză. Vedeți dumneavoastră, el a obținut și acum o viză. În momentul în care s-a mai dezvoltat puțin imaginea despre sănătatea sportivului, s-au mai dus și echipe de Liga a doua acolo, la Institutul de Medicină Sportivă și acolo, doctorița Pufulețe nu-i dă viză. Vedeți dumneavoastră, el a continuat să joace fotbal la nivel județean, la echipa din localitatea de unde s-a născut și unde trăia, și a survenit vineri, deci duminica a decedat, s-a produs tragedia, vineri a jucat un meci de o oră și jumătate la sală, atunci a suferit un preinfarct și nu a știut, din ce am înțeles despre acest lucru, apoi iarăși a suferit două preinfarcte la teren în ziua meciului, a fost și foarte cald. Am înțeles acolo. Pe ce fond a survenit această tragedie? Pe oboseală, caniculă? A fost un substrat biologic al lui, asta e clar, completat cu o stare de moment. Că dacă te deshidratezi și pierzi potasiu, asta e grav. Dacă pierzi potasiu, e foarte rău. Adică și un om fără probleme poate să facă aritmii pe criză de potasiu. Domnul Silachi, dumneavoastră... Criză severă de potasiu, da. Dumneavoastră, eu chiar am transmis acest mesaj. Credeți că ar fi un efort prea mare pentru primăriile astea din județ să-și trimită fotbaliștii 15, să spunem, pentru un set de analiză, o electrocardiogram? Cât costă, domnule, să faci la 15 inși niște analize normale, nu punem din alea complexe, și o electrocardiogramă? Cât costă? Deci asta, nu știu, mă depășesc, nu cunosc costurile. Nu e problemă, deci opinia mea, da? Este o chestie de sistem. Aici nu putem repara sau preîntâmpina ce a făcut Mane. Asta e o chestie de sistem. Că reparăm la Mane și ajungem la Baia Mare, la Satul Mare, la Tulcea, se întâmplă în alte părți. E o chestie de sistem aici. Adică noi facem sport așa, mai heirupist, mai la cioie și... Dar știți unde pleacă, spre exemplu, o chestie de asta? De la copii și juniori, unde antrenorii nu cunosc particularitățile morfo-funcționale ale vârstei antepubertare, pubertare și post-pubertare. Nu ai voie să faci anumite tipuri de efort. Spre exemplu, unul antepubertar n-a spus să facă efort la anaerob lactacit. Niciodată. Nu mai efort aerob. Întrebați. Știu, cunosc. Și ceva ce acum e grav. Deși pare o propoziție. Atât. Care ar fi recomandările dumneavoastră? Ăștia afară, când îi dă licență antrenor de copii, el face în mod special anumită fiziologie a efortului fizic la copii, dă-i dă licența aia. Nu se duce ăla de la senior la copii și ăla de la copii la senior. Niciodată. Dar nu e greșel de sistem. Și ce s-a întâmplat în 90? Revoluție? Nu. În text scrie schimbarea unei calități cu alta. La noi nu s-a schimbat nimic. Dar nu numai la fotbal. Nicăieri nu s-a schimbat nimic. Care ar fi recomandările dumneavoastră pentru fotbaliștii care sunt la județ? Nu mai vorbesc la nivel profesionist cel puțin? Nu, sau... noi trebuie să ne facem bine ca națiune, domne. Până ajunge la sport,
E departe, până ajungem la sport. La noi este problema de sistem. Dar credeți dumneavoastră că noi ne mai facem vreodată bine ca națiune? Păi dacă începem de astăzi, de mâine începem să acumulăm, să adunăm. Dacă nu începem niciodată, nu e niciodată. Ne vorbim serios la noi. Când nu avem baze teoretice, ascultați ce vă spun. Dacă eram undeva odată și să mergem să jucăm la Fieni și să dormim la Timișul de sus, ce vorbești, mă, la 1380 de metri? Păi sunt modificată hemodinamica sângelui, a doua zi nu mai pași pe nimeni. Și l-a chemat ăla pe doctor, ce bă, dacă de-a doua zi am jucat la Fieni, n-am bătut niciodată. Păi da, n-ai bătut, mă, că nu știu unde să dori. Sunt multe chestii. Dar... ce recomandările dați celor care evoluează vin duminica sau sâmbătă la meciul la județ, unii de la discotecă, alții de la sapă, alții de la de mâncați? Nu, dacă n-ai sistemul nervos central odihnit, asta și motivul pentru care faci rupturi musculare, accidente musculare, ligamentare. Păi, credeți că, spre da, un exemplu așa, nu-l dau cu nume, a sărit el divizia A cu ea antrenor pe undeva. A sărit la cap singur, a căzut și a făcut ruptură de ligamentul cu cruciat anterior. Păi aia de lipsă de somn. Păi afară îi taie din salariul a doua zi imediat. Aia a spus dumneavoastră că și somnul ăsta trebuie să intri la 10. Culcare la 10, că cele primele păi două ore până în miezul nopții sunt cele mai importante. Dar da, știți de ce la 10? Că trebuie să dăm răspunsul complet, intelectual. Pe baze teoretice. E o perioadă între 10 și 10. Să deversează în sistemul endocrin acel hormon numit melatonină, care el pleacă din neurohipofiză când scade lumina. Asta e o chestie reflexă. Păi și dacă nu te culci, atunci ai pierdut ce trebuie. Deci multe greșeli sunt ale sportivilor, domnule, dar în lipsă de cunoaștere. N-au cunoștințele necesare. Până la urmă ar trebui să mai ajute și cineva. Uitați, dumneavoastră sunteți un specialist, v-a mai contactat vreun club, cineva, domne, avem și noi nevoie de un specialist, iată, câte cunoștințe n-au aveți. N-au nevoie de specialist, pentru că interfața la un specialist este să moară mama, dai bă pe ei. Ați înțeles? Nu vorbesc prostii, e vulgar, dar așa se întâmplă, asta e realitatea. Ce nevoie ai tu de unul să spună asta, unul să dori ce să mănânci, ce cum? Domnul Silaghi, și la adresa noastră sau... Revoluția nu s-a produs. Că revoluția nu s-a lăsat să te îmbatem pe stradă. Să schimbi o calitate cu alta, superioară. Aia e revoluția. Și la adresa dumneavoastră s-au țesut așa niște povești pe când erați la Chindia, Târgoviște. Ce le dădeați la oamenii ăștia sau cum reușeați să-i motivați atât de bine fizic încât la meciuri mâncau pământul, pur și simplu. Aveau niște randament, aveau niște parametri uluitori. Deci, pregătirea biologică pentru concurs înseamnă să te odihnești când trebuie, cum, să mănânci ce trebuie și să lucrezi tipuri de efort în conformitate cu tipul de efort din sportul pe care îl faci. Nu așa că hai mă mult să dea ficatul afară, să vomite pe ei, bă, să-i omorâm. Asta e o prostie. Dar trebuie să ai baze teoretice și ca să ai baze teoretice trebuie să mergi la școală. Ce le dădeați la băieții ăștia la Chindia? Și spuneți dumneavoastră, ce medicații le dădeați? Ce le recomandați? Păi depinde dacă era cald sau făcea saună, suplimentam potasiu și magneziu. Dacă erau două antrenamente, trebuia să dăm anumite lucruri ca să am facere mai rapidă pentru al doilea, depinde. Nu e o rețetă universală. Ați mai revenit, domnul Silaghi, în fenomenul sportiv, dacă v-ar contacta cineva? Mi-e greu, domnule, că iară intru în conflict cu bazele politice și nu mai am răbdare să-i explici, să-i spui de ce, cum, e greu. Dar ca antrenor v-ar tenta? Că știu că ați avut și niște încercări de antrenorat. Păi de același lucru, domnule. Da, fără repede. Adică și antrenorii au și niște probleme cu longevitatea lor la echipe.
Pentru că nu se creează proiecte decât pe termen scurt. De acolo trebuie șansă, conjuncturi. Nu. Asta chestii pe termen scurt nu duc nicăieri. În principiu, sistemul e de vină. Noi suntem bolnavi. La cap? Poate. La cap, da. Păi nu, și la cap cred că suntem, serios, că dacă nu eram bolnav la cap, mai făceam și noi progrese ca națiune, dar nu prea facem. La furat suntem noi meseriași. Să întărim chestia că suntem bolnavi. Noi importăm cereale. Suntem sănătoși? Noi importăm cereale. Dacă nu producem suficient? Nu avem pământ. Păi n-avem pământ, nu, de atâta pământ. Da, n-avem pământ, da. Le chestii de sistem, să ne facem bine ca să funcționeze toate organele acestui sistem, corect. Și dacă nu ne mai facem bine, domnul Silaghi, unde vom ajunge? Poftiți? Dacă nu ne mai facem bine, unde vom ajunge? Nu știu nici, rămânem așa, cantonați în conjunctura asta, așa. A improviza, vedem noi, las că merge. A compromisului, conjunctura compromisului. A compromisului, da. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnul Silaghi. Vă aștept la o emisiune, dacă aveți timp. Să nu ați fi timp, da. Numai de bine să auzim. Numai bine să întâlnim. E un special, domnul Silaghi, așa. Și stăpânește destul de bine. Eu am, sincer, îl apreciez foarte mult pe dumnealui și eu am tot respectul pentru domnia sa, pentru că și rezultatele voastre de atunci, s-au atorat și muncii acestui om. Părerea mea. Domnul Silaghi este un profesionist, în adevăratul sens al cuvântului. Ne-a ajutat și m-a ajutat în carieră. L-am prins la două echipe, la Chindia și la FC Argeș. Rezultatele au fost mult peste, ca să spun așa, peste valoarea echipei. Și aici la Chindia și la... și la FC Argeș, eu îl apreciez foarte mult. Păcat că s-a rupt acel cuplu Silviu Dimitrescu, da. Vasile Silaghi. Din momentul în care s-a apărut acea separare, niciunul n-a mai avut rezultatele inițiale. Da. Mai știi ceva de domnul Silviu Dimitrescu? Nu. Nu știu absolut nimic. În momentul când eu am plecat de la echipă, am rupt legătura cu toată lumea de aici, pentru că am avut niște motive întemeiate în momentul când am plecat. Ce motive are? Și nu, hai să nu facem din emisiunea asta să aduce niște mizerii. Nu e frumos, da? Aici am avut motive întemeiate. Ai fost persecutat aici la Târgoviște, la clubul? Persecutat. Nedreptățit. Nu știu. Au fost lucruri care s-au întâmplat acum 3 ani, acum 5 Adrian, ani. Adrian, până la urmă, chindia asta Târgoviște pe care o vedem noi, și are originele din Progresul Gorga, te-am mai țin minte? Nu, din Progresul Gorga. Așa s-a... Tu ai pus început, bazele. Așa a început tot echipa, pentru că în momentul acela era FCM Târgoviște cu domnul Zotic. S-a mai făcut finanțat din banii domnului Zotic. Și proiectul a fost să mai formeze o echipă, nu neapărat concurentă, cu finanțări de la Primăria Târgoviște. În continuare s-a făcut o colaborare între FCM Târgoviște și CSM Târgoviște, pentru că CSM Târgoviște, în momentul când s-a înființat, nu avea secție de fotbal. Ulterior s-a înființat secția de fotbal, unde am avut și eu un mare merit. S-au format grupele de copii și juniori, s-au făcut transferuri de la cele două echipe și s-a plecat de la nivel județean, divizia C. La divizia C s-a făcut schimbarea de denumire din CSM Târgoviște în Chindia Târgoviște, cu acționari și de la Consiliul Județean, Gică Popescu, mai mulți acționari. Și Primăria și Universitatea Valahia. S-a promovat în divizia B. Și eram la un pas la promovare în divizia. Atunci ai plecat tu de la echipă? Atunci am plecat, da, exact. Erați pe locul 3? Eram pe locul 3 și au început modificări, a început nebunia la Târgoviște. De fapt, nebunia a fost...
Am terminat turul pe locul 3. Loc promovabil în acel loc. Loc promovabil. Pentru că primul loc n-aveam. Un retur foarte ușor aveam, pentru că cele două contracandidate, Slatina și cu Turnul Severin, le primeam acasă. Noi bătusem și la Slatina și la Turnul Severin. Timișoara nu avea drept de promovare. Aveam două meciuri în deplasare cu echipe care se retreseseră din campionat, Turda și nu mai știu, de 6 puncte la Adevăr. Practic, noi trebuia să avem în returul campionatului o singură victorie cu Turnul Severin acasă și eram promovați în divizia. În momentul când s-a terminat turul de campionat, a început, cum am spus, a început nebunia și chiar prima zi când s-a reunit echipa, eu nu m-am prezentat la echipă, am zis că nu mai are niciun rost, că ne dă afară, că ne trimite pe la junior, că ne dă afară din oraș, că ne dă afară din țară, că nu știu ce, am zis că nu mai are rost. Până la urmă s-a ajuns la un consens, să stăm, au adus Gică niște antrenori, nu eram și noi pe aici, cu Țâcă, Zanfir, eram, era ce... Drept urmare și rezultatele echipei din retur, că a venit Stoican cu mai știu ce antrenori, cu secunzi și cu... Pe mine și pe Silviu Dumitrescu, că eram cu Silviu Dumitrescu la echipă, nu ne-a mai lăsat să antrenăm, ne-a ținut deoparte, aveam contracte în vigoare și s-au apucat de antrenori, de antrenat echipe. Ai avut contract până la urmă la Chindia? Că știu că o perioadă bună, nu? Păi am avut contract cu... Domnule, eu am mers pe încredere și... Pentru prima dată în viața mea, vă spun, pe încredere, pentru că aici la Târgoviște cunoșteam, majoritatea au fost colegi cu mine, dintre oficiali. S-a făcut contract, cum am plecat la drum, mie și lui Costel Pană, după vreo 6 luni de zile. Noi eram antrenorii echipei și contractul, practic în acte, n-am înțeles niciodată. Și cum, erați plătiți la negru? Nu eram plătiți. Cum? Ce? Păi de unde dacă nu aveam un contract? Nu știu ce. Deci... Ați cu voluntariat și așa. Voluntariat, exact, cred că contract de voluntariat. Și s-a promovat în divizia C, apoi a plecat Costel, a venit Silviu Dumitrescu. V-am spus, la un moment dat eram la un pas și 100% promova echipa în divizia. Și s-a dus totul de râpă. Al doilea an. S-a și retrogradat, cu aceeași echipă, cu același lot, chiar îmbunătățită echipă, cu condiții cu de 3 ori mai bune. Că, vreau să spun că în turul de campionat în divizia B, 3 sau 4 luni de zile nu s-a dat niciun salariu, nu mai aveau nici mese jucătorii, efectiv nu știu ce s-a întâmplat, ori să cheltuise bugetul pe un an de zile. În schimb, din returul campionatului au început lucrurile cu cantonamente, prin Antalya, pe nu știu unde, pe la Izvorani, pe la mese la jucători, toată lumea și echipa de pe locul 3 a terminat pe 8 sau pe 9. Sau... Jos, abia a scăpat de returare în ultimele etape. Și am terminat și contractul. În momentul când am terminat contractul, ne-am strâns mâna, nici nu ne-am mai strâns mâna, că ce mâini să ne mai strângem, am plecat acasă, ceilalți și-au văzut de treaba lor în continuare. Și al doilea an a retrag echipa în divizia B. Cam asta a fost istoria. Și eu știu că am fost singurul de aici la Târgoviște care am participat de când s-a înființat echipa până a retrogradat echipa. Bine, până a retrogradat. În acea perioadă, mulți te luau în bășcălie așa și proiectul ăsta, echipa... Cu ce păi nu credea nimeni în proiectul ăsta. Vreau să spun mulți că... din cei care acum sunt pe la Chindia, Târgoviște, mari conducători, mari antrenori, nu știu, conducători, neconducători. Noi, șampanii. În momentul când am plecat la drum, eram o echipă de județ, deci de județ, FCM Târgoviște era în divizia B. Vreau să spun cu un buget minim, nici măcar la limită, nici măcar cât aveau echipele din județ, s-a promovat în divizia C. Dacă țineți minte, am participat la baraj cu... Viitorul Topor, da. Nu contează echipa, că era antrenată de Lincar. De Lincar era antrenată. Cu 12 jucători. Și erau mulți copii. S-a promovat în divizia C. În divizia C, iar cu un buget sub limita de existență. Sub limita de existență. La un moment dat chiar trebuia să desfințeze echipa. S-a ținut așa. La nivel... Efectiv am tras de echipa aia. Doar s-a mișcat ceva în orașul ăsta. Iar în momentul că
Și aici trebuie să intervin, că au fost multe speculații, că a venit Gică cu echipa, dacă era finanțată atunci în divizia C, promova și atunci. Dar nu s-a rupt. În momentul când a venit Gică la Târgoviște, toată lumea, Gică era un număr mare din fotbalul românesc, probabil s-a crezut că este un proiect viabil și toată lumea a început să participe la buget. Rezultatele au fost foarte bune, să știți că colaborarea a fost un an jumate foarte, foarte bine. Nu s-a băgat nimeni la echipă cu copiii care au venit de la Gică Popescu, pentru că la un moment dat, cum se construia echipa, aduseseră 20 de copii de 16-17 ani de la Gică Popescu. Să jucăm cu ei la divizia C. Nu s-a vrut. Nici o promovare, nu s-a vrut nimica. Și probabil, și a fost și greșeala mea, recunosc, m-am băgat să promovăm imediat. Când trebuia să stăm liniștiți la divizia C, să creștem niște copii și toată lumea să fie liniștită. Am prezentat un proiect domnului Crăciunescu, care era președintele clubului. Am pus pe listă toți jucătorii din Târgoviște care puteau să facă performanță și care nu aveau contracte sau aveau probleme, că erau și câțiva la divizia de care nu-i puteam să-i aducem. Am adus câțiva jucători, cum a fost Dobre, Pătru, cei de la Târgoviște cu Anton, cu Cezar Din, Honciu, Ispas, așa, și s-a format o echipă bună și anume care l-am promovat în primul an, în divizia B. Și vedeți, am crescut copiii școlii Gică Popescu, care au aparținut Târgoviște, eu zic că am crescut bine pentru că trei dintre ei sunt la divizia acum. Băluță e la Craiova, Văduț este la Voluntarii, Gavrile este la Dinamo, Popescu este la Dinamo și mai sunt și prin divizia B. A fost o lampă de lansare și pentru ei Târgoviște a fost parfum. Și acum și nu mai ai loc la Târgoviște, la Chindia. Te-a contactat cineva, te-a întrebat, salut, noroc. Sunt invitat. Deci m-au invitat dacă vreau să vin invitat la Târgoviște. Nu invitat, dacă vreau să... M-au invitat la meciuri. V-am zis, au fost toate pe stadion și... Stai puțin că n-au prins cu intrare, că și acolo cu intrare, cu biletul... Și am zis, invitat nu vin la Târgoviște. Deci invitat eu la Târgoviște n-am ce să caut. Da? Dar astea sunt probleme, v-am spus, mizerii și... Pentru că au fost foarte multe mizerii, care nu vreau să vorbesc. Un sistem bolnav, vorba domnului... Deci, chiar bolnav. Ce nu am înțeles eu foarte bine, în momentul când toate treburile... Pentru că vreau să spun că eu pe Gică Popescu l-a apreciez foarte mult pentru ce a făcut. El a venit cu 20 de jucători, a venit cu antrenori, le-a făcut contractele la toți. Toată lumea mulțumită din partea lor. Dar din partea noastră, noi, de fapt, și antrenorii, că antrenorii au fost dâmbovițeni și câțiva jucători, lăsați deoparte. Ei încă au venit la Gică Popescu, au venit la antrenare, ăștia, contracte foarte bune, noi deoparte. Nu s-a băgat nimeni. Și ca să citesc pe cineva, să citesc din moment, nu putem să ne băgăm peste Gică. Dacă nu vă pucați peste Gică, să vedem peste cine vă băgați. Adică te mai aștept la mine la emisiune. Da. Cu mare plăcere. Pentru că a și trecut, nu știu când s-a dus timpul, Adrian Bogoi a fost în această seară alături de noi. Chiar o mai așteptăm pentru că este un invitat de calitate și un o voce puternică. Eu sunt Costin Mihai. Miercuri o să merg la meci, o să transmitem meciul între FCE Alinoasa și CS Ștefănești, restanța de la Liga 3, miercuri la 17 la Alinoasa. Rămâneți alături de Columna TV, Jurnal de Domnița și de Costin Mihai. O seară bună să aveți! Seara! We'll be right back.